Arată, nu e dulce. Nu e pentru mine deloc. Salut, ieri am plecat din Cameron Highlands, de lângă plantațiile de ceai. Am stat o noapte în Ipoh și acum ne îndreptăm spre insule Perentian. Cazarea noastră a costat 68 de lei, a fost ok, în apropierea autogării. De-abia aștept să mergem acolo să facem snorkeling și, bineînțeles, să căutăm ceva bun de mâncare. Suntem la jetty în Kuala Besut, adică la debarcader. Și o să luăm o barcă rapidă spre insule Perentian. Aici e un pic mai complicat, că oamenii nu vorbesc engleză, dar până la urmă ne-am înțeles noi cu ei. Am luat un tichet cu un singur drum spre insule, atât că nu știm când ne întoarcem. Am cumpărat biletele pentru intrare în Parcul Național. A costat 30 de lei de persoană, 30 de ringi de fapt de persoană. Și arată cam așa. Cam așa arată bărcile de pescar de aici. Cât așteptăm feriul, adică o bărcuță mică care o să ne ia de acolo, am găsit o Coca-Cola diferită, se numește Salt Cola Probe. Să vedem ce gust are. N-am mai avut o cola de mult, așa că... Coca-Cola sărată, așa ciudată. Foarte, foarte dubioasă. Chiar e ciudată la gust. E sărată, nu e dulce. Yes. Nu e pentru mine deloc. Defecțiuni tehnice la GoPro. Apa era foarte clară. Noi am coborât din acea barcă. Care tocmai plec. Ia zi bucății că-ți place aici. E foarte frumos. Să mergem spre cazare. Ei, ziceau că n-au scutere. Păi n-au scutere de închiriat pentru noi. Nu credeți tot ce auziți pe internet. Niciun turist. Cum ai, așa îmi place. Casa e de lemn. Să vedem. Suntem salvați. Putem să mai luăm și pe cineva la negru. Aici ce-o fi? Nu poți să decât baia. Ba, nu cred că poți să intri și tu și... Pare. Apă rece. La cât e de cald aici, nici nu ai nevoie de apă caldă. Up! E ceva? Măcar are ușă. Într-un pic de intimitate. Banane. Insula Perentian. Acolo sunt niște generatoare uriașe. E foarte cald aici și e umezeală. Noi stăm în zona moscheii. Eu iau banana de asta, dar e bun. Poate e bun. Eu nu cred că e. Ce grea. Asta cu puncte, nu sunt bune.
Nici nu pot să o desfac. Nu cred că se mănâncă. Bine, e verde, dar nu cred că se mănâncă el. Are gust de cartof cu aromat cu un pic de banană. Cred că poți să le gătești. Da, așa sigur poți să le gătești. Faci piure. Da. Uite așa se fac bananele. Floarea asta târnă aici. Și le tot crește, se tot desfac, se tot desfac. Până se desface toată floarea asta. Uite. Nu miros foarte frumos. În față este o moschee care arată foarte interesant. Zici că e făcută din aluminiu. Și cam așa se vede de pe această insulă. Așa trăiesc oamenii aici. Stau în căsuțele astea. Nu prea sunt turiști, multe hoteluri, cazări sunt închise, nu prea avem unde să stăm. Suntem aici la insulele Perentian, Sicil, și mi-e o foame de mor, n-am mâncat nimic până acum. Deci încep să slăbesc. Așa. În fine, am comandat un roti canai cu pui și brânză. Să vedem ce gust are. Mi-era poftă, mai ales că l-am mâncat pe cel indian și mi-a plăcut așa de mult. Acesta e varianta malai. Să-l pun în sosul ăsta. Să-l înnec în acest sos, mai bine spus. Aici trebuie să te dai cu foarte multă cremă de țintă. E bunicică. Sosul, în schimb, este foarte bun. Dar e un pic cam grăbită și nu s-a făcut bine. E cam crud înăuntru. Încep să mă bag în burgerul ăsta că mi-e foame. Încep să nu mai văd bine. Să vedem ce gust are un hamburger cu ou în insule Perentian pentru 4 lei. Da, arată bine. Are înăuntru ou, chiftea de vacă, castravete, salată, 3 tipuri de sosuri, sos cu chili, sos cu piper negru și ketchup. Să începem să avem foame. Mm-hmm.
steaua nu are niciun gust. Aș vrea să zic că e cel mai bun hamburger pe care l-am mâncat până acum, dar nu este. Nu este un hamburger rău. Pur și simplu, chifteaua, carnea de dinăuntru, nu are gustul cele pe care o știm noi din Europa. Este o carne foarte fadă, dar în schimb sosurile sunt delicioase. Și na, e bun să-ți potolească foamea. Aici să vedem cum ne vom descurca cu mâncarea.